Vești bune vin dinspre spitalul Colentina, acolo unde de două zile se află internat și prefectul de Olt Florin Homorean, infectat cu COVID-19. Acesta recunoaște că nu a scăpat în totalitate de manifestările specifice, dar este convins că ajutat de medici va trece cu bine peste această perioadă. Încă mai simt dureri în piept, încă și în gât, nu mai am stări febrile, în schimb, încă nu a fost testat COVID în spitalul Florentina. Accept tratamentul pe care mi l-a pus medicii aici și aștept decizia dumnealor privire la momentul în care voi fi testat și la evoluția ulterioară a tratamentului. Prefectul de Olt a fost transferat la Colentina marți seara după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid la 10 zile de la internarea în spitalul Slătinean. Homorean le cere oamenilor să se protejeze pentru că virusul există și le afectează grav sănătatea. Ce pot să spun eu care am trecut prin astfel de momente este că virusul există, este foarte periculos, este prezent în comunitatea noastră olteană, după cifrele raportate cu persoane pozitive de către Direcția de Sănătate Publică, putem spune că există această extindere comunitară și oamenii ar trebui să fie mult mai conștienți de pericolul pe care acest virus îl reprezintă pentru sănătatea dumnealor. Florin Homorean, prefectul județului Olt, a fost internat în spitalul din Slatina pe 12 iulie, după ce rezultatul la testul COVID-19 a fost pozitiv, fără a avea simptomatologie specifică. Simptomele au apărut la o săptămână de la internare și au condus la deteriorarea rapidă și gravă a stării sale de sănătate. Homorean a recunoscut că a trecut prin clipe îngrozitoare în care nu putea să respire bine, tușa continuu și simțea că l-ard plămânii.